Acha. Você vai demorar pra ele ir na carreira, né? Mais por tempo que ele, né? Dacă A, B, C sunt niște numere din R plus, steaua, fără să fie 0, să se arate că A plus B plus C pe lângă 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C e mai mare egal decât 9. Indiferent ce A, B, C. N-ar avea cumva legătură cu inegalitatea medie? Să vedem. Adică cum? Adică ar trebui să fie care media aritmetică este mai mare egal decât media geometrică, mai mare egal decât media armonică. Adică inegalitatea ar suna așa. A plus B plus C. Deci A plus B plus C totul pe 3, mai mare egal decât... Radicalul din 3 din A ori A... ori B ori C, C, care e mai mare egal decât... 3 supra 1 pe A... 1 pe A, plus 1 pe B, plus 1 pe C. C. Și? Și noi avem o parte din media aritmetică și o parte din media armonică. Deci să ne oprim la media aritmetică, care e mai mare decât media armonică, da? Da. Deci tot abitine A plus B plus C supra 3, e mai mare egal decât 3 supra 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Și asta? Păi gata. Asta și cu asta. A, da. Deci echivalent va spune că A plus B plus C mai pe lângă 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C mai mare egal decât... Nu. Da. E navigat. Da? Foarte simplu. Deci, practic, era inegalitatea medilor, da. Aritmetică cu armonică. Și... altfel, dacă ne apucăm să mulțim mai mici, nu este nimic. Nu. Da? Deci e dezastru dacă nu folosești asta. Pe urmă, dacă să se arate inegalitatea A plus B, pe lângă B plus C, pe lângă C plus A, e mai mare egal decât 8 A, B, C. Deci să demonstrezi inegalitatea asta. Este un subpunct la primul exercițiu, adică se spune că ABC aparține lui R. Da, 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 tot așa. ABC, ABC aparține lui R plus schemă, să zic. Păi... steluță. Și l-am duce pe 8 ABC în stânga. Ar veni A plus B pe lângă B plus C pe lângă C plus A minus 8 ABC este mai mare egal decât 0. Corect. Trebuie să vedem produsul ăla. Să desfacem parantezele? Nu. 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 Păi, clar va fi, dacă, cum zic, dacă este pozitiv și mulțim, mă rog,
Dar nu am adunat acolo și sunt mai mari decât 8, dar de ce? Ca să fie clar că e bine. Împărțim frumos? Da, chipul să pună ochiul jos. Da. Bun, l-am pus pe 8 și pe 8 acela ce să fac. O să dau câte un 2-2-2 la fiecare. Cu 8 faci 2-2-2. Da. Deci poți să scriu așa, aici supra 2, aici supra 2, asta supra 2 și aici dispare 8. Și? Și a venit... tot inegalitatea mediilor. Tot inegalitatea mediilor. Adică? Adică media aritmetic cu media geometrică. Adică așa, pentru ăștia, da? A plus B pe 2. Mai mare dacă decât radical din A ori B. Apoi, B plus C pe 2. Mai mare decât radical din B ori C. Și A plus C. A plus C supra 2. Mai mare decât A ori C. Radical din A ori C. Da, și acum, trag mine de mulțesc. Și vine A plus B pe 2. Ori B plus C pe 2, ori A plus C supra 2, e mai egal decât radicalul, radicalul, radical, poți să fie un singur radical, că indiciul este același, din AB ori BC, deci la a doua, ori AC, adică toți la a doua. A pătrat, B pătrat, C pătrat. Și atunci scapă de radical și este mai mare decât ABC. ABC. Adică exact asta. Da. Deci, iar și inegalitatea mediilor, folosită. Era undeva cu inegalitate, dar cum? Dar cum? Abia când am zis că ai zis să duci pe ori și te-am mers eu, că hai să duc în 2-2-2, ți-am atras atenția că e vorba de media aritmetică și atunci mă duc cu media aritmetică, geometrică, că e mulțire acolo. Da. Și deci de acolo lucrurile mers foarte. Da. Am făcut aceste câteva chestii ca să vezi. Spuneam altă dată că negativitatea medie e sursă pentru foarte multe, pentru foarte, foarte multe greșeli. Și dacă te prinzi, o, ai rezolvat negativitatea. Dacă nu, ai nicio șansă. Ia să ne întoarcem la foița 5 de dacă mai găsim ceva acolo. Așa. Să se rezolve. Următoarea ecuație. X minus 1 pe lângă X minus 3 pe lângă X minus 5 pe lângă X minus 7 pe lângă X minus 9 pe lângă X minus 11 egal cu minus 225. Observația ar fi că scade cu două unități. Mm-hmm. Și 6 numere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Care din 2 în 2 ies crescător, mă rog, crescător, se facă minus 225. O să facem aici.
În cazul în care mi-a putut să facem mulțime, de nu un câmp. Da. Nici vorba. Nici vorba. Tot scriați acolo, zic, hai, poate să oprești la 3 paranteze, zic, hai, 4, 5, 6. Da, da, da. Ce să-i facem noi? Pe X minus 1 să-l scriem ca un T. Și va fi T, T minus 2, T minus. Hai să încercăm și așa, poate să mai, fără paranteze, dar tot încerc să fii paranteze. Tot o să fie paranteze, dar o să fie cu un grad, cu un, mai puțin cu unul. Da, 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 cu un pas înapoi. Oare ce s-ar întâmpla dacă am notat din aproape în aproape? Adică după T-ul ăsta, să notăm pe, nu, na, nu, aici nu mai avem cum, pentru că este T-ul. Observația ar fi că, așa dacă îi vedem, minus 1 cu minus 11 și fac minus 12. Minus 3 cu minus 9, minus 12. Minus 5, minus 7, minus 12. Urmează progresii geometrică, pentru că sunt înmulțiri. Da, da, sunt înmulțiți aici, nu? Păi... Deci dacă aș spune în loc de X, să spun un T plus 6, T plus 6, peste tot. Deci da. X fie egal cu T plus 6. Atunci ce a devenit exercițiu? T plus 5. T plus 5. Pe lângă T plus 3. T plus 3. Pe lângă T plus 1. T plus 1. Pe lângă T minus 1. Pe lângă T minus 1. Pe lângă T minus 3. T minus 3. Pe lângă T minus 5. Egal cu minus 225. Minus 225. Și acum. T-5 și T plus 5 sunt conjugați. Adică, cât face T plus 5 pe lângă T minus 5? Face T la 2 minus 25. T la 2 minus 25 pe lângă? Pe lângă T la 2 minus 9. T la 2 minus 9. Pe lângă T la 2 minus 5. Egal cu minus 225, da? Da. Și acum să notăm pe T la 2. Deci notăm pe T la 2 egal cu 1, cu U mai mare ca 0, și devine. U pătrat minus 2. Nu U pătrat. Că te pătrat e U. A. U minus 25. U minus 25. Pe lângă U minus 9. Pe lângă U minus 1. U minus 1. Egal cu minus 225. Toate două ecuații acum din gradul 3, numai nu. Da. Păi puteam să ne apucați o mulțime acum să vedem cine este. Da. Deci bine. Mulțim prima dată cum ar trebui facem primele două paranteze și după... Deci până cu minusul, da? Da. 1 la pătrat. U pătrat. Minus 9 U. Minus 25 U. Da. Plus 9 ori 25. Nu... 5, 5, 4, 9, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2
Egal cu minus 225, da? Și ar veni U la a treia. Hai să reducem în tăie aici. A, da. Deci vine U pătrat. U pătrat, minus 30 și 34, da? 34 U. Plus 225. Da. Să rângă U minus 1. Rângă U minus 1. Egal cu minus 225. Și acum se dezvoltă. U la a treia. U la a treia. Minus U pătrat. Minus U pătrat. Minus 34 U pătrat. U pătrat. Plus 34 U. Da. Plus 225 U. Plus 225 U. Minus 225. Minus 225. Egal cu minus 225. Minus 225. Și s-ar apropia și în jucăiat. Pe de o parte și alta egală, nu? Da. Și atunci am să alem. O să alem. U la a treia. U la a treia. Minus 35 U pătrat. Minus 35, da? Da. Minus 35 U pătrat. Plus 259 U. 259. Aici era U, nu uitați. Da. 225. 259, da? Plus 259 U. Egal cu 0. Egal cu 0. Facem U. Da. U pe lângă. U pătrat minus 35 U plus 259 egal cu 259 da, egal cu 0. Dacă și mai dacă pe rând. Pe rând fiecare cu șansă să fie 0. U odată egal cu 0. 1. 1, da. Și apoi U pătrat minus 35. Minus 35 plus 259 egal 0. Atunci U 1, 2 va fi 35 plus minus radical din 35 la pătrat. 35 plus minus radical din 35 la pătrat minus 4 ori 259. 259. Totul supra 2, nu? Da. Și egal cu 35. Deci U 1, 2, egal cu 35, plus minus 1225. 1225. Minus 1036. 1036. Supra 2, da? Da. Și face egal cu 35, plus minus. Cât este aici la scădere? 1100... Nu, păi dacă e 1225, cât da. E 1036? Face 100... Cât? 80... De 6 din 15. Nu. Cât face 6 din 15? 9. 3 din 11? 8. 89. 89. Supra 2. Și egal cu 35 plus sau minus 13 supra 2. Supra 1. Supra 2. U 2, da. Egal cu 35 plus 13. 48 pe 2, 24. Da. Și U 2. U 3. U 3, da. 35 minus 13. 22 pe 2, 11. 11. O dată 0, o dată 24. Deci avem variante. 1 egal cu 0. U 2, 2 egal cu 11. 11. U 3 egal cu 24. Care din ele ne mulțumește, ne place? U trebuie să fie mai mare egal decât 0. Poate să fie și 0, da? Da. Dacă ar fost 0, e înmulțirea aceea. Da, pe rând de luăm. Dacă T pătrat era U. Deci dacă T pătrat egal odată cu U,
pe rândul cu 0. Vine T pătrat egal 0, T egal cu 1, da. Nu? Nu. T egal cu 0. Pardon. Da. Pentru că dacă T pătrat egal cu 11, T1, 2, egal cu plus minus radical din 11. Și dacă T pătrat egal cu 24, T 3, 4, T1, 0, T2, 3 și T3, 4 egal cu plus minus radical din 24. Deci avem mai multe variante a lui T. Da? Da. Și ne întoarcem. Pentru varianta lui T, cu T, dacă T egal cu 0, T1 egal cu 0, rezultă X. X1 egal cu 6. 6. Dacă T2 egal cu... egal cu radical din 11. Radical din 11. X de la 6 plus radical din 11. X egal cu 6 plus radical din 11. Dacă T3 egal cu minus radical din 11. Minus radical din 11. X3 va fi egal cu 6 minus radical din 11, da? Da. Urmă, T4 egal cu radical din 24. Radical din 24 rezultă că X4 va fi radical din 24 plus 6. Dacă T5 egal cu minus radical din 24, X5 va fi egal cu minus radical din 24, nu? Da. Plus 6. Astea sunt rădăcinile ecuației de mai sus. 6, 6 plus radical din 11, 6 minus radical din 11. Foarte faină, nu? Da. Hai să vedem unde, unde a plăcut cel mai tare ești. Când am notat pe x cu t plus 6. Acolo a fost momentul. De ce mai vei t plus 6 în momentul ăsta, t plus 7, t plus 8? T plus 2? Nu știu. Păi cred că am văzut așa, că 1 și 11 fac 12, jumătatea plus 12 e 6, nu? Și eu am dorit chestia asta ca să ducă să fie T plus 5, T minus 5. Ca să fac T pătrat minus 25, adică se reduc ele 6 paranteze, după grupaj rămân 3 paranteze. Asta a fost rostul. Deci am sezizat că ăsta și cu ăsta minus 12. 3 și cu minus 9, minus 12. 5 cu 7, 12. Și atunci am făcut translația aceea. Da. M-am mișcat încât ăsta m-am adus T plus 5 și de cu așa T minus 5. T plus 3, T minus 3. T plus 1, T minus 1. Și totul s-a rezolvat. Da. Sau putem construi un astfel de ecuații. Chiar mai puteam pune două paranteze. X și A. Aici x minus 1, x minus, x plus 1 ar fi fost. Da. X plus 1 și din face x, x minus 13. Și se încarcă. Da. Practic, el, autorul, când a compus ieșiți, a plecat așa, x minus 5, x minus 7. Și pe răzutul stânga, dreapta. Stânga, dreapta. O adăugat. Da. Din 2 în 2, nu? Și a construit astfel un exercițiu. Care stă, creează un moment de panică. Da. Nu? Destul de dificil pare a fi la... Dacă ar fi fost numai x minus 5 pe x minus 7, x și x minus 3 pe x minus 9, ne apucam să mulțim parantezele, le face gradul 4 și mai merge. Da, dar la gradul cât este 6 acolo, nu, nu s-a pus, nu se este apus să lucrezi. Te văd și rădăcini găsi. 6 plus radical din 24, 6 minus radical din 24, nu dai peste asta niciodată. Că-s numere iraționale, nu. Schema lui Gorner te ajută să găsești doar rădăcini întregi. Și ai fi găsit pe 6, să zic. Da, în rest, 4 sunt. Celelalte 4 nu mai puteai găsi în niciun punta muncă. Da, dar mergeam cu munca. Deci de aceea este important ca în momentul în care te află în fața unui exercițiu
să faci o analiză mai atentă, că trebuie să fie ceva interesant. De cele mai multe ori, mă rog, dacă e simpluț așa, e chestie de rutină, nu? Dacă mă vezi că de asta așa de arată, creează panică, îndată te gândești, mai nu trebuie să mă muncitorește, dau peste el și dau caz mama în el așa. Nu, trebuie să fie o rău idee. Da. Da? Bun. Dacă trecem în revistă așa, a fost ieșit acela cu Cindy 2 Alfa, nu da. Seara asta. Da. Apoi a fost cu afara în modul de funcții. Da. Important, la funcție, am uitat să am insistat suficient, trebuie să știi definiția funcției, pleacă tot. Deci când faci diagramuri, când faci corespondența, nu trebuie să lași vreun element că să nu pui ceva în imagine. Și încă ceva, nu se poate ca un element să pleci în două direcții. Da. Adică exact cum te-ai aflat într-o intersecție și pleci în două direcții în același timp. Nu se poate. Da. Deci noțiunea de funcție asta presupune să plece tot și nu-i voie ca un element să aibă două sau mai multe două imagini. Da? Da. Element să aibă două sau mai multe imagini este exclus. Asta era definiția, asta e lucrul esențial. Atunci când facem diagramele, să nu cumva să plecăm în păcat. Într-una de situațiile astea. Așa. Ia să vedem dacă mă găsim o revistă de astea care să îmi placă. Așa. Deci, se rezolvă ecuația următoare. Radicalul din x la a doua minus 7 supra x la a doua plus radicalul din x minus 7 supra x la a doua egal cu x. Adică în dreapta am rămâne cu radical. Dacă l-am duce pe radical din x minus 7 pe x pe 2, în dreapta. Minus 7 pe x pătrat, să ducem în dreapta. Așa. Și am radical la pătrat, în dreapta da. Am rămâne cu 2 radical din 2. Deci nu așa se ridica la pătrat, cum s-a aflat aici, ci să ducem pe ăsta în dreapta. Da. Sunt, da? Hai să facem așa. Dar înainte de asta trebuie pus condiții, da. Nu? Chiar dacă nu rezolvăm, dar să fie puse și atunci, la final, soluția care o găsim, o verificăm în condițiile date. Da. Deci x la a doua. Minus 7 pe 7 pe x la a doua. Mai mare egal de zero. Și x minus 7 pe x. Mai mare pe x pătrat, da? Mai mare egal de 0. Și sigur, și x-ul mai mare ca 0, mai mare ca 0, că suma a două numere pozitive. Da. Ei, și acum să încercăm să adică la pătrat. Dacă îl ducem pe a doua... Neapărat, așa cum ai spus, mi se pare o idee bună. Radical din x la a doua minus 7 pe x la a doua egal cu x minus radical din x minus 7 pe x la a doua. Și acea... x minus x, da? Și acum este pozitiv. Toată asta, minus, da? Da? Deci mai adăugăm o condiție, anume x minus radical din x, x minus 7 pe x pătrat. Și fiind mai mare egal de 0, ca să nu cumva să adăugăm o soluție. Da. Și la acum? Pătrat, x pătrat minus 7 pe x pătrat. Da.
egal cu x pătrat, da, minus 2x răul radical din x minus 7 pe x pătrat, da, plus x minus 7 pe x pătrat. Plus x minus 7 pe x pătrat. Mai dacă am mult. X pătrat cu x pătrat. Da. Minus 7 x pătrat minus 7 pe x pătrat. Da. Și atunci rămâne x minus 2 x radical din x. Deci vine x minus 2 x minus 2 x radical din x minus 7 pe x pătrat este egal cu 0, nu? Da. Atunci va x egal cu 2. Da, asta îți facem un x în factor. Da, da. X pe lângă... Pe lângă 1 minus 2 radical din x minus 7 pe x pătrat. Egal cu 0. Dacă și numai dacă x1 va fi 0. X1 va fi 0 și... Și 1 minus 2 radical din... 1 minus 2 radical din x minus 7 pe x pătrat egal cu 0. Echivalent cu 1 egal cu 2 radical din 1 egal cu 2 radical din x minus 7 pe x pătrat. Adică mai bine pe la pătrat. Și vine că 1. Să scriem invers, ca să vedem că... Așa, deci vine 4. 4x. 4x minus 28 pe x pătrat. 4 e bine așa, da. 4 e minus 4 7 28 pe x pătrat egal cu 1. Echivalent cu 4x pătrat. 4x pătrat. 4x la 3. Da. 4x la 3 minus 28 egal cu x la 2. Ce ce înseamnă? 4x la 3 minus x pătrat minus 28 egal cu 0. Schema de codă. 28 egal cu 0. Și avem 4 minus 1, 0 minus 28. 4 minus 1, 0 și 28. Minus. Minus 28, da. Luăm divizorii 28 minus, da. Așa, plus minus. Să, să iau și eu tot un gramatic. Deci, 4, minus 1, 0 și minus 28. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 4, plus minus 7, 6, plus minus 7. 7, da, da. Așa, plus minus 14. Așa. Plus minus 28. 28. Da. Da. Și 1. 1. 4 cu 1. 1 al 4. 4 minus 1, 3. Minus 3. 3. 1 al 3, 3 și cu 0, 3. 1 al 3, 3 și cu minus 28. Minus 25. Nu, no, dar 0 pare 0. Minus 1. Minus 1. 4 coboară. Minus 4, minus 1, minus 5. Da. Minus 1, minus 5. 5. 5 cu 0, 0 5. 5. Minus 5 ori... Minus 5. Minus 30 și... 3. 33, nici acolo. 2. 2. 4 coboară, 0, 4, 6. 0, 4, 8. 2, 4, 8 și cu minus 1, 7. Da. 7. 2, 7, 14 și cu 0, 14. Da. 2, 14, 28 și cu minus 28, 0. De ce am mers 2, 8? Îl mai încercăm o dată. Îl mai încercăm o dată, da. Nu mai merge 2, că se este cu plus. Dar, decât, da? Din 4, da. Se adună tot timpul și nu da. Face 0. Dar, decât să mai pierdem timpul, avem 3 coeficienți, formăm o ecuație de gradul 2, nu? Da. 4 x x pătrat plus 7 x plus 14 așa egal cu 0.
Ce zice X1? X1, 2. X2, 3, hai să zicem. Da, X2, 3. Egal cu minus 7, plus minus radical din 49, da. Minus 4 ori 14, 4 supra 8. 4 ori? 14 ori 4. 4 ori 14, 4 ori 4, ori? 16 ori 14. 14, da? 16 da. Ori 14. Supra 8. Da? Da. Și egal cu minus 7 plus minus radical din... 49 minus 224. Minus 224 nu se poate. Da, nu. E număr negativ aici. Deci nu aparține minus. Și atunci rămâne doar cât? X egal cu 2. 0. De ce 2? 0? Păi nu... X egal cu 0 o soluție, dar și 2 o dată. A, și 2, da. Deci avem X1 egal cu 0 și nu se poate, da. Că nu ai rost împărțirea, și X egal cu 2. Pe unii 2. Dar înainte de a accepta, trebuie să vedem dacă verifică de aici. Avem... 4 minus 7 pe 4 e pozitiv. Da. 2 minus 7 pe 4 e pozitiv. Și 2 e pozitiv. Și 2 minus... 2 minus radical din 2 minus 7 pe 4. 4, dacă e mai mare egal cu 0. Am pus același numitor și ar fi 2 minus 4, 8 minus. Deci va 2 minus radical din 1 pe 4. 1 pe 4, care îți face 1 pe 2. Da. 2 minus 1 pe 2 e pozitiv. Pozitiv. Adevărat. Și abia acum spunem că X egal cu 2. Soluții. După ce am probat și condițiile. Vedeți că este destul de interesant ca să le lăsăm acolo și le verificăm la sfârșit. Da. Decât să mă apuc acolo și să mă încurc prin ecuațiile astea, dar țin minte să nu cumva să nu verific. Toate trebuie verificate. Da. Am fost atenți aici, eventual dacă s-a adăugat soluții, am pus condiția înainte de a la pătrat ca membru drept să fie pozitiv. Ce ți-a plăcut aici? Ce a fost interesant? Păi l-am dus. Asta a fost esențial. Faptul că l-ai dus pe radicalul ăsta în dreapta. De regulă așa se face. Da. Dar puteai să duci și pe ăsta altul. Da. Dar dacă duci pe ăsta, complicai ieșițiu. Ia să văd. Îți dai seama că complicai? Pentru că... Ar fi rămas sub radical X pe... Da, și ai văzut că aici da. 7 pe x pătrat, ai avut 7 pe x pătrat. Da? Și ai și x pătratul care duce pe x pătratul. Da. Deci, dacă duceai în partea asta, nu-ți mai rămânea 7 pe... Hai să faceți, eu așa zic, nu era o idee deșteaptă. Da. Cred că asta a fost. Să urmărești tu acasă, dar așa cred că este spectaculos ca să-l păstrez pe ăsta, membru stâng. Pentru că când ridici binomul la pătrat, din X pătrat și AX pătrat. Când ridicai în partea asta cu la pătrat, aveai X, rămânea și X minus 7 pe X pătrat și X pătratul nu sucea cu X pătrat, da. Vezi? Deci e esențială treaba asta. Da, cât este ceasul? 36. Hai să vedem dacă mai găsesc pe ieșițiu. Am și obosit. Chiar foarte bine, dar... Așa... Să se rezolve inecuația. Deci trebuie tabla să o primim, da? 1 plus 2 la x plus 1 plus 3 la x plus 1 mai mic decât 6 la x. Deci rezolvim ecuația asta. Este o ecuație exponențială.
Pâine cu ațiți. Pâine cu ațiți, spune ceală. Așa. Trebuie să punem coincidență. Ce, la egală? La logaritm avem treabă. A, da, la logaritm. Dar la exponențială nu avem nicio treabă. Îl scriem pe 2 la x plus 1 și 3 la x plus 1 ca 2 la x ori 2 plus 3 la x ori 2. Da. Pe 6 la x am putea să scriem ca... doi ori 3 tot la x. Da, deci vine 1 plus... 1 plus 2 la x ori 2. 2 ori 3 la x plus 3 ori 3 la x mai mic decât 6 la x, nu? Da. Ce părere ai? E ciudat. Ciudat. Vrei să pui 6 la x, 2 la x, 3 la x, dar tot. A, așa da. În viață. Nu mai e niciun motiv de... Dar dacă ar fost egal? Dacă ar fost egal la ecuații? Deci pe 6 la x sunt... Sau împărțim prin 6 la x? Împărțeam pe 6 la x, nu? Făceam noi șmecherii astea. Da. Ia să vedem. Hai să împărțim. Prin 6 la x și atunci ar fi... Facem cu ecuații, că mai la îndemână ne este da. Decât din ecuații, da? Și o vedeam, da. Prin 6 la x, ce are prin 6 la x? Tot la x, plus 2 ori... 2 pe 6 tot la x. Adică 1 pe 3 tot la da. X, plus 3 ori... 1 pe 2. 1 pe 2 tot la x, egal cu 1. Unu pe șase, unu pe trei, unu pe doi. Așa ca idei pentru licitatea soluției, dacă am ghicit soluția, ne-am descurcat. Că 1 pe 6, 1 pe 3, 1 pe 2 au același sens de monotonie. Că bază subunitară și e funcție strict descrescătoare. Și ar merge ta cu injectivitatea. Sau dacă îi zici mai mare ca 3, mai mic ca 3. Deci cred că merge. Mai mare decât x-ul care îl găsim. De regulă se încearcă la astfel de ecuații 1, 2, 3. Cam așa merg da, la astfel de ecuații. Da. Nu ar fi... Aici, parcă mi-e mai comod să lucrez decât aici. A, da. Păi dacă ar fi 1, ar fi 1 plus 4, 4 plus 9. Nu face 6. Hai să zicem 2. 1 plus... Pentru x egal cu 2, ar fi 1 plus 4, 2, 8, plus... plus 3, 9, 27. Plus 27. Îți facă 36. Da. Da, face. Adevărat. Deci x egal cu cât? 2. 2. Unică soluție. Soluție. Soluție și chiar unic putem arăta. Dacă mai mare ca 2, da. Nu-i bine. Se deranjează. Dacă mai ca 2, nu-i bine. Rămâne x egal cu 2. Sau injectivitatea funcției, tot în funcția asta de stânga cu un f de x. 2 la x și 3 la x sunt strict crescătoare și totul este perfect. Nu, aici trebuie să înțelegem. Că funcția toată are ca imagine pe 1. Da. Adică f de 2 face 1. Și nu sunt 2 de x, x care să aibă ca imagine pe 1. O singur x. Bun. Dar acum să ne întoarcem că noi am avut mai mic. Adică, dacă respectăm ideea, mai mic decât 1. Păi dacă mai mic decât 1, atunci x este mai mic decât 2. Ori mai mic ca 2, ori mai mare ca 2. Nu ne dăm seama. Dar da. Tot în raport cu 2. E egal, da? Hai zicem. Dacă...
dacă x mai mic ca 2, atunci 1 pe 6 la x este... Se păstrează sensul? Dacă e mai mic ca 2. Deci dacă x mai mic ca 2, 1 pe 6 față de 1 pe 6 la 2. Se păstrează? Schimbă sensul. Schimbă sensul, e bază sub unitate. Da. Și mai mare, dar nu mai mare am avut eu, ci aveam mai mic. Înseamnă că trebuie să luăm x mai mare ca 2. Deci așa, așa trebuie să vorbeam. Da. Legat. Deci dacă x mai mare ca 2, atunci 1 pe 6 la x mai mic decât 1 pe 6 la 2, apoi 1 pe 3 la x e mai mic decât 1 pe 3 la 2, mai avem nevoie și de un 2. Înmulțim totul cu 2. Și vin 2 aici și 2 aici. Da? Da. Pe urmă, 1 pe 2 totul la x este mai mic decât 1 pe 2 la 2. Și mulțim cu 3 la prima, 3 și la 2. Și tragem linie și la adunăm. Avem 1 pe 6 totul la x. 1 pe 6 totul la x. Plus 2 ori 1 pe 3 totul la x. Plus 3 ori 1 pe 2 totul la x. 3 ori 1 pe 2 totul la x. Mai mic decât? 1 pe 2. Dacă facem suma asta, cred că dă 1. Da. Mai mic decât 1. Exact din ecuație. Deci care este răspunsul? X mai mare ca 2. Deci e adevărat, dar și mai dat x mai mare ca 2. Deci x aparține intervalul de la 2 la plus infinit. Foarte frumos exercițiu. Da? Da. Deci așa rezolvăm inecuații. Înseamnă că la tipuri de ecuații de acestea putem, când avem de rezolvat, putem să transformăm repede în inecuații. Spunem mai mare sau mai mic decât numărul același. Da. Știi că găsim soluția bună, dacă rezolvăm, dacă avem 3 la x plus 4 la x mai mare decât 5 la x. Deci 3 la x plus 4 la x mai mare decât 5 la x. X egal cu 2. 2. Și aici se bate pe 5 la x. Vedem dacă mai mare ca 2 sau mai mic ca 2. Cum se așează. Și ne dăm seama îndată dacă găsim răspunsul final la ecuația aceea. Deci, ce putem să spunem? Că putem gândi tot felul de chestii frumoase, interesante. Așa că, Andreea, vezi în scurt timp, dacă și tu să mai muncești acasă cu trigonometria asta, că asta e cuiul pe pere, zic așa, nu? Da. Aici e problema complicată. Dar ai soluția. Deci pe internet găsești la Prof Online primele lecții acolo cu trigonometrie. Știu că acolo am făcut, așa mi-am amintesc, dar asta era pe 2010. Nu mai știu exact la câte lecții aici, ce și cum, dar găsești acolo. Și vor mai fi și prin lecțiile celorlalte de acolo. Ne oprim aici și rămâne să continuăm în ședințele următoare. Cauți și tu ieșiții, deci ne vom sincroniza ușor, ușor și vom lucra din ce în ce mai bine. Da. La revedere, dragilor! Seară bună!